98, au luat trei concedii. Concediu pe anul trecut, pe anul ăsta și pe la anul. Și eu spun la sora mea, că mai mare ca mine cu 10 ani, vreau să fac trei concedii să stau acasă. În prima zi de concediu a murit. S-a dus în garaj, reparația la mașină și a făcut stop cardiac. Și când a venit un băiat, îl caut, un băiat era în clasa 6, l-a găsit mort în garaj, tot de stop cardiac. E problemă cu inima. La Poieni, în satul Poieni, în comuna Udești, am fost la un mormântare, un bărbat, un frate de-al nostru, 46 de ani. Tata, patru copii, soția însărcinată, trebuia să meargă să-l nască pe al cincilea. O venit duminică seara de la adunare și povestea la nevastă cât de frumos a fost. Măi, așa de frumos a fost la adunare în seara asta. Și pe când a exprimat vorba asta, și-a dat drumul de pernă, a murit, stop cardiac. 46 de ani, au rămas patru copii. Nevasta cred că deja e dusă să-l nască pe al cincilea, o căsuță sărăcăcioasă. Am fost la mormântare acolo. Cu inima să știți că e probleme. Este careva care are probleme cu inima în seara asta, dar eu nu mă pricep chiar la medicină. Nu mă pricep. În seara asta însă s-ar putea ca tu care mă asculți să ai o altă boală. Mai este o boală. Și boala asta o găsim în Scriptură și ar vrea să venim cu inima noastră la control în seara asta. Biblia spune așa, în cuvântul care l-a citit Evrei, capitolul 4, versetul 7. Nu vă împietriți inima. Există o boală, o boală spirituală de data asta. O boală la care la Târgu Mureș medicii de acolo n-au ce-i face. Și în seara asta vrem să mergem la control, să vedem, inima mea o pune aici, avem un aparat, e Sfânta Scriptură. Și ne punem în fața acestei Evanghelii să vedem cum stăm noi cu inima, nu cumva ne inima împietrită. E o mare pagubă. Și când mie Duhul Sfânt mi-a spus la o rugăciune, mi-a spus așa, vorbește de împietrirea și de spetrirea inimii. Am fost direct la dicționarul limbii române să văd, de fapt, ce înseamnă împietrirea, împietrit. Și am găsit că în limba română, împietrit are un întreit înțeles. Prima dată, cuvântul împietrit înseamnă a se transforma în piatră, a deveni foarte dur. Am fost la Cacica, la Salină, am coborât acolo mulți metri în jos și acolo este un lac, o barcă cu vâsle pe ea. Din cauza concentrației foarte mare de sare, totul s-a depus pe barca aceea, sare, totul e sare în salina aceea. Apa aceea sărată se evaporă și rămâne numai sare. Eu am fântână acasă, am săpat 17 metri și jumătate. O apă bună, o apă rece. Are un bai, cum spune Ardeleanu, are piatră. E foarte dur. Pune o calcon acolo, mașina de spălat, dar e tot dur, domnule. Și din când în când instalatorul vine la mine și cu șurubelniță, îți așa ia piatră. Când mi s-a oprit instalată prima dată, m-am panicat, nu știam ce are. Zic, domnule, e apă, are piatră. Și am luat un pahar de apă, mă uitat la el, că zic, măi frate, e unul, e un vecin. Unde vezi piatră? Păi, sărurile alea, nu se văd. Dar ele cu timpul se transformă în piatră, știți? Primul înțeles al cuvântului împietrit a se schimba în piatră, a devenit foarte dur. Al doilea înțeles al cuvântului împietrit a rămâne nemișcat. A rămâne încremenit. La cuvântul cremene, lemn, marmură, se spune încremenit, înlemnit, înmărmurit, împietrit. Este o surpriză când cineva pleacă doi hoți la furat și atât au pândit în dreapta, în stânga și când e sigur că nu-i vede nimeni, se apucă de furat. Și în spatele unde ce faceți, domnule, doar ce capul polițaie. Știți cum rămâne el? Rămâne împietrit. Sau o surpriză plăcută. Eu am o cumnată care trebuia să numite la cumnată un bagaj în Graz, în Austria. Și s-a spus ea, măi, cum să ducă bagajul? Când ar prin cap așa, mergea un prieten de-al nostru comun și a spus, eu îl duc cu mâna mea. Dar a spus la toată familia, nouă, mi-a spus, măi, nu-i dați telefon. Și când a ajuns în Graz, șoferul spune, măi, Dorel, coboară până jos că ai un bagaj. Și când coboară jos, cumnată a mea cu bagajul în mână. Domnule, și că a rămas încremenit, domnule, a rămas împietrit, nu știa ce să facă. Era o surpriză plăcură, chiar s-a întâmplat că îi trăiesc bine și să iubesc. Când mai este o surpriză de cealaltă. Asta înseamnă a împietri. Și mai este un înțeles în limba română, a împietri, înseamnă a fi insensibil. Adică sunt oameni care, vedeți dumneavoastră, când toată lumea are o bună dispoziție și râd cu gura până la urechi,
El nici nu schițează un zâmbet așa. El e foarte dur. Dar să jucați așa, spun Dumnezeu, foarte serios. Uite, frate, serios. Dar când e o atmosferă că toți plâng, și ceva de plâng și plâng. În Eclesiastul 3 spune, plâns mare vremea lui, râs în vremea lui. Și când toți plâng, el nici nu plânge. Nici nu râde, nici nu plânge. El stă așa mereu morocănos. Ăsta e cu inima împietrită, e insensibil. Inima lui e ca de piatră. Aș vrea seara aceasta să vedem însă cum să ajungem că în toată Scriptura, în toată Scriptura, când se vorbește de împietrirea inimii, Biblia condamnă starea aceasta. Omul ăla care e insensibil, e condamnat de Scriptură. Și mă gândesc, poate unul din voi ați avut o inimă bună. Și cum să ajunge la această stare? Am fost preocupat. Dacă Dumnezeu mi-a spus să mă pun în fața Bibliei să văd inima mea, e sănătoasă, e bolnavă, e o inimă așa maleabilă, de carne, plină de sentimente, sau e o inimă împietrită. Și am găsit un lucru curios. În Romanii, capitolul 9, cu versetul 18, am găsit acolo când am citit și aproape că nu mai știam ce să cred. Cuvântul Domnului spunea acolo așa. Că însăși Dumnezeu împietrește pe unii, știți? Dumnezeu împietrește inima, deși împietrirea e ceva rău. Uitați ce spune aici. Astfel, El, adică Dumnezeu, are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Tu poate veni în seara asta aici la adunare, la pocăiți, și inima ta e împietrită. Și acum când eu predic, când eu vestesc Evanghelia, deodată te vezi disculpat, adică te vezi nevinovat să spui, îi drept. Nu m-au mișcat cântări, dar atunci frumos cântă. Frații ăștia repetate rând, o cântat în sala Parlamentului. Și poate tu, nu, nu te-au mișcat deloc. Acum eu predic și s-ar putea să te plictisesc. Și tu vii cu scuza asta, spune, apoi eu sunt împietrit, eu nu mă pot pocăi, dar pe Dumnezeu m-am împietrit. Că aici Biblia spune așa, că El împietrește pe cine vrea. Dar poate parcă intuiești starea asta dumitare și vine și spune așa. Dar mai, și îl vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Nu-i drept? Dacă Dumnezeu mi-a pus mie o inimă împietrită în piept, nu-mi place nici cântarea, nici predica, nici pocăința, nici rugăciunea, și m-a împietrit Dumnezeu, de ce mă scoate vinovat? Și oamenii cu care vorbea Apostolul Pavel spune, cum bun dacă El împietrește pe cine vrea, de ce mai bagă vină? Și vine Apostolul Pavel spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Eu am găsit că împietrirea inimii, odată poate fi făcută de Dumnezeu și odată poate fi făcută personal. Fiecare se împietrește personal. Dar și atunci când o face Dumnezeu, rețineți, și atunci când împietrirea inimii îi îngăduită de Dumnezeu, tot omul este inițiator. Tot de la om pleacă împietrirea. Citim în Exod capitolul 7, versetul 3 acolo, spune așa. Eu, Dumnezeu spune, eu voi împietri inima lui Faraon. Ca să nu lasă pe evrei să plece. Și dacă Dumnezeu l-a împietrit, citim în Deuteronom capitolul 2, cu versetul 20, că Dumnezeu a împietrit pe Og, împăratul Hezbonului. Dacă Dumnezeu împietrește pe cineva, ei bine, știți care e problema? Întotdeauna omul este inițiatorul împietririi. Dumnezeu i-a împietrit în preștiința lui. În preștiința lui. Pentru că scrie în Exod, în capitolul 3, versetul 19. Eu știu că El n-are să te lasă să plece. Și pentru că Faraon inițial n-a vrut să-i lasă să plece și s-a împotrivit în repetate rânduri, de acum Dumnezeu îl îngăduie împietririi. În Ioan capitolul 1, versetul 11, despre Hristos spunea, El a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și mergem în Romani 11, 25, fraților, ca să nu vă socoteți singur înțeleți, nu vreau să nu știți taina aceasta. Israelul de acum a căzut pe o împietrire până să va împlini numărul de plin al neamului. Inițiatorul împietririi este om. Și dacă tu te împotrivești o dată, te împietrești a doua oară, Dumnezeu te îngăduie în starea de împietrire. Citim în Iov, în capitolul 33, versetul 14 început. Dumnezeu nu se vorbește omului când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Aici e problema. Poate Dumnezeu ți-a vorbit ție până acum o dată și te pocăiești.
Ai auzit o cântare la o mormântare? Ai mai fost la o evangelizare? Ți-a spus cineva din rudinea ta să trebuie să te pocăiești? Și Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când în altul. Le vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când noapte, când oamenii sunt scufundați în somn, ca să le întipărească învățătură, să le abată sufletul de la groapă. Dar în versetul 29 spune așa, lucrul acesta îl face de două ori, de trei ori. S-ar putea Dumnezeu să te cheme pe tine la pocăință, o dată, de două ori, de trei ori. Și tu ți-ai împietrit inima și n-ai vrut să te pocăiești. Și de acum nu mai da vina pe Dumnezeu. De acum tu ți-ai împietrit inima și Dumnezeu spune, lasă-l împietrirea inimii lui. Doresc ca în seara aceasta Duhul Sfânt să ne despetrească inima. Amin. Și mi-am pus o altă întrebare la împietrire. Eu am observat și eu că am de multe ori inima împietrită. În anumite domenii de care Scriptura ne prezintă, m-am văzut așa insensibil, m-am văzut așa ca de cremene, foarte dur. Și am spus, dar cum că altă dată era mult mai sensibil, mult mai sentimental, mult mai ascultător, mai aproape de Dumnezeu și acum s-a așa împetrit. Nu mă pot ruga, nu pot cânta, nu pot asculta o predică. Cum se face împetrirea? Și ar vrea să și citim în Evrei, în capitolul 3, versetul 13, unde Apostolul Pavel spunea așa. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Știți cine îți împetrește inima? Păcatul. Și nici măcar nu e un păcat din ăla premeditat. Nu spui dinainte, mă duc să păcătuiesc. E un păcat care te-a înșelat. Cel care ne împetrește inima, ne face insensibil, refractare, așa, la tot ce se predică, la tot ce se cântă, la tot ce se face aici, eu sunt dur și insensibil, ăla e păcatul. Păcatul, înșelăciunea păcatului. Despre ce păcat e vorba oare? Vreau să citesc din cartea lui Daniel, din capitolul 5, citind numai versetul 20, spune așa, dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit Duhul până la mândrie, a fost aruncat. Primul păcat care împietrește inima este mândria. Cum stai vis-a-vis de mândrie? Se ruga odată un om al Dumnezeu, spune, Doamne, ferește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Omul mândru este un om care îi predispus împietrire. Și mândria asta are mai multe fațete. Există o mândrie estetică, fizionomică. Sunt mândru de felul cum arăt. Nu că arăt bine. Așa, deci eu sunt mândru că sunt așa de frumos și drept. Spunea psalmistul, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Și unii, domnule, prin frumusețe arată tot mândri. Alții au mândrie profesională. Sunt grețărat și au ajuns un om în politică sau are o firmă puternică și apoi să rădesc că nu e mai aceea la care era înainte. Că poziția lui l-a ridicat pe trepte de mândrie și omul ăsta e împietrit. Dacă altă dată, eu m-am avut un coleg de serviciu, am făcut școală împreună la Brașov, am lucrat împreună, l-am reparat locomotivi în canal, numai din când erau alb, rest eram negri, tot. El a gătat liceul l-am făcut și eu, el a terminat facultatea și l-a numit inginer. Dar el era cu mânții cu mulți de noi, neamișu, cu mătru, neamișu. Dar când a ajuns inginer, mergea la el, spunea neamișu. Și acum n-avei ce face, ai cu meu cu mătru, ce face? M-am văzut că și-a plecat. De la noi, de la Suceava, au plecat în altă parte. Au plecat șef la Câmpul Lung, de la Câmpul Lung au plecat la Iași. Ei, când au venit la Suceava, era șef principal, era directorul cel mare. Știți că nu te mai lăsa să-i spui Ianișu? Avea o poziție mare. O ajuns până la urmă președintele societății de cale ferată, al doilea după ministrul transporturilor. Și noi eram prieteni. Eu mă cunoșteam bine și prieteni, el a fost la mine acasă, eu am fost pe la el și nu știam cum să-i spun, să-i mai spun neamișul, să-i spun domn președinte, dacă nu-i spunea neamișul, sunt grunta așa. Deci prin poziția lui, nu mai era prietenul de altă dată. Vedeți dumneavoastră, mândria asta de poziție, de profesie, mândria studiilor,
Ai două, trei diplome și ești cineva și ești o capacitate, în adevăr, așa. Nu ai permis să dai mâna cu oricine. Există o mândrie și religioasă. Când îi spunea cineva în piatra neam să pocăiască, păi stai, Domnule, mă pocăiesc, cât sunteți voi? Ia să vedem, numărați-vă. Și numărăm, suntem, păi noi românii suntem încreștinați de apostolul Andrei, când au ajuns în Calatis atunci. Au mai venit și Traian în două rânduri cu armata și ne-au încreștinat. Noi suntem 98%, voi? Și mândria asta noastră că suntem mulți, că suntem o biserică seculară, națională, nu vrem să ne pocăim. Dar asta e un păcat al mândriei. Apoi mai există și o mândrie în slujire. Dacă eu predic bine și voi mă felicitați, eu mă mândresc. Dacă ei cântă bine, ei se mândresc, dar nu trebuie să fie așa. Rețineți, între mulțumire și mândrie nu-i decât un pas. Eu am voie să fiu mulțumit, n-am voie să mă mândresc. Între respect și lingușire, nu-i decât un pas? Eu pot să vă respect, n-am voie să lingușesc, că l-ai împăcat. Între mustrare și batjocură, nu-i decât un pas? Dacă nu știi hotarul, vede unul care vine și spune, frate, eu vă mustru. Și eu stau în bani, tu nu-i bajocorești, nu-i mustre. Că ai trecut mai încolo, ai trecut hotarul mustrării. Între astea sunt niște hotare. Ei, eu am voie să fiu mulțumit. Niciodată n-am voie să fiu mândru. Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți. Amin? Frații, hai să vorbim de alte câteva păcate. Spun, eu și eu vreau să mai aud pe frate cântând. Ultima dată când am fost, și nu-i mult de atunci, am predicat de două ori. Rețin. O dată mai scurt și o dată chiar prea lung poate. Acum o să facem o medie, așa, nici prea lung, nici prea scurt. Hai să mai vorbim de câteva păcate, să vedem cu inima noastră cum suntem față de păcatele astea. Scrie 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 1, începând așa, fratele, nu voiam să știți că părinții noștri toți au fost, au trecut prin mare și au fost în nor, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Și versetul 5, totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și au murit în pustie. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Mi se pare că m-am amintit ceva de aici, din păcatele astea. Spune așa, să nu fiți închinători la idoli. Nu v-am spus aici de prietenul meu din Austria? Ce este un idol? Orice lucru care îl iubești mai mult ca pe Dumnezeu, poate fi un idol. Tot ce iubești mai mult ca pe Dumnezeu, poate fi un idol. Și eu am un prieten în Austria care are o mașină și da cu spray de gen, v-am spus, cu spray pe parbriz, cu spray pe scaune și când am vrut să intru la el în mașină, am spus, stai așa, pantofi jos. Și am dat pantofi jos, avea o petică albă și am pus pantofi acolo. Și eu sunt un pic lezat atunci, băi, mă pui pe mine să mă descalc. Băi, dacă m-ai dus pe tipei, pe mocan, pe tal și cu el, pe toți i-o dus. Că e așa, cu toți ai făcut? Da. Da, pe toți am pus să descalță. Nu cumva să ai un idol. Dar spus, băi, care e? Ești la tipicat. Că-s prieten bun cu el, cunosc, mi-am vizitat. Doamne, mașina s-am dat bani și eu vreau să mă folosesc de ea. Până acolo, noi avem idolii noștri de foarte multe ori. Dumnezeu să ne ajute ca să nu avem idoli. Și să iubim cel mai mult pe Dumnezeu. Amin? Amin. Am putea vorbi mult de ei, dar vreau să trec, chiar mă grăbesc un pic, vreau să mai aud pe frați cântând, să nu curvim. Curvia nu este un păcat care se produce dintr-o dată. Hotărât lucru. El nu vine păcatul ăsta dintr-o dată. Până la ajunge la curvie, sunt niște neatențe, niște erori, niște greșeli, niște permisiuni, niște lucruri neîngăduite. Înșelăciunea păcatului. Păi prin înșelăciunea păcatului și Dumnezeu să ne păzească și de păcatul ăsta. Apoi spune cuvântul Domnului să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unul din ei și au ferit prin înșel. Și aici duce trimiterea la numărul 21. Mi se pare că v-am amintit ceva din versetul ăsta, numărul 21. Ce-au făcut evreii atunci? Trei păcate. Și-au pierdut răbdarea pe drum. Unu. Au vorbit împotriva lui Moise și împotriva Domnul. Ei, problema de vorbire de rău, vă mai vorbiți de rău în viață? Nu-i voi.
Ăsta este un păcat și nu știu dacă nu m-am spus ce, cu Mitică Fedor ce s-a întâmplat. V-am spus ce s-a întâmplat cu Mitică Fedor, cum fratele seara nu știa să-l sărute sau fratele nu a ascultat. Un frate de la Prahova a invitat pe fratele Fane de la Botoșani, frate, e o mașină de frat sănătoși și veniți să ne bucurăm. Dar el își pe Mitică Fedor, care îmi place cum recită. Ajung în Ploiești, omul ăla vine ghidul în față, dă mâna cu Fane, poate, sui în spate, era un aro, cu două bănci de ele și biecul nu avea. Și când îi spune frate Fane, l-ai luat și pe Mitică? Dar Fane spune pe mândru ăla, dar e mândru? Dar tu nu vezi cum recită, nu vezi cum așa. Dom'le, și Fane atât au spus. Ăsta l-a vorbit din rău pe Mitică până în curtea adunării. Când a ajuns în curtea adunării, s-a dat cu toți în jos, unul câte unul, pe tăți îi săruta, pe tăți îi strângea, ultimul coboară Mitică de mătărie. Că el stă cum era întuneric, nu, nu, coboară, pacea Domnului, frate. Ăla când îl vede pe Mitică, doar, voi știți Mitică? O să Mitică, tu erai în mașină? Da, eram în mașină. Stă, are un moment de ezitare, spune Mitică. Uite, promit că de azi înainte, în viața mea, nu mai vorbesc de rău prin nimeni niciodată, e bun? Și Mitică spune, băi, nu știu de azi mai spun o poezie sau nu, dar un suflet din ea l-a scăpat. Unul care era învățat să vorbească de rău. Noi suntem meșteri în aduce veștile, nu vreau să vorbesc de veștile rele. Vestea rea te îmbolnăvește, spune Ezechiel. Și Domnul Iisus o luat într-o zi, s-a dus în satul natal, în care a crescut, o luat Biblia și o citit din Isaia. Duhul Domnului este peste mine, că m-a uns să aduc vești bune. Ce vești ducem noi la Piatra Neamț? Dumnezeu să ne ajute să ducem vești bune, amin? Amin. Și să nu ne vorbim de rău unii pe alt. Să nu ne socotim. Deci evreii au făcut trei păcate. Și-au pierdut răbdarea pe drum, au vorbit împotriva lui Moise și împotriva Domnului și au nesocotit hrana. O spus, mi s-a scârbit sufletul de hrana asta. Și era turtă cu miere. Nu e așa că deodată mai nesocotim și noi cântăreți de la Piața Neamț? Nu e așa că deodată mai nesocotim predicatorii? Păi domnul, avem, dar nu așa cum am alții. Vreți să vă spun un secret? Dar noi în sat, pocăința au început cu trei frați. Primii trei bărbați, Anton, Gula, Sfântii, Gula și Vasile Sfântii, din care unul știa carte și doi nu, prin 1920-1930. Și cu aceia trei frați, la noi adunarea în sat s-a mulțit, suntem peste 700 de botezați în apă. Cu copii, cu toți suntem la 1000 și ceva. Erau niște oameni al lui Dumnezeu, n-aveau multă carte, n-aveau predici grozave, dar aveau o trăire, aveau o viață extraordinară. Și cu predica lor, vă mai spun un secret, cu predica fraților de la Piatra Neamț, care aveți aici, în adunare, dacă o împliniți, voi ajungeți în rai. Amin? Amin. Trebuie să credem, dacă împlinim ce ne predică frații de aici, Dumnezeu ne duce în rai. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să nu cârtim cum au cârtit unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Închid ideea aceasta și îți spun așa. Împetrirea inimii, inițiativa lui Dumnezeu, sau inițiativa omului. Întotdeauna omul își împetrește inima și dacă tu te împotrivești la chemarea Dumnezeu, o dată, de două ori, de trei ori, după aceea Dumnezeu te lasă. Eu nu știu a câta oară te cheamă Dumnezeu pe tine în seara asta. O fi prima dată? Ai mai fost chemat la pocăință? Ai mai auzit vestirea Evangheliei? Ți-o mai spus Duhul lui Dumnezeu în inima ta să te pocăiești? Bagă de seamă dacă refuzi și în seara aceasta s-ar putea de aici încolo să fie prea târziu. Doamne, ajută-ne să ne pocăim, amin? Dar acum, împietrirea inimii se face prin înșelăciunea păcatului, prin păcatul mândriei și alte păcate pe care nu le-am arătat toate aici. Cum se manifestă? Acum venim cu inima la control. Acum venim cu inima la control. Știm că împietrirea nu-i bună și eu vreau să știu, dumneavoastră, ce părere aveți de mine? Oare inima mea e împietrită sau nu? Dar și eu mă gândesc câteodată, măi, eu predic la alții și câteodată parcă se sesez așa niște stări de împetrire. Și atunci mă pun în fața Scripturii și verific inima mea, o pun la aparate, știți? Sunt aparate care îți verifică inima. Când m-a pus acolo doctorița, am venit cu inima la televizor, așa, mie mi se părea că e o pasă, îi dă din mână, ca o cioară. Când doamnă, dar cioara cei care zboară, alea zboară, vine dumitale, doamne, nu e nicio cioară. Dar până am cunoștință în medicină, știi? Așa, și în seara asta, vrem să venim cu inima la control.
să vedem cum se manifestă o inimă împietrită. S-ar putea tu să fii cu inima împietrită și să nu știi. Vii liniștit la adunare, te duci la adunare și cu inima tot împietrită. Și inima împietrită e o mare problemă. Hai să vedem cum se manifestă inima împietrită în anumite domenii. Odată în Matei, capitolul 19, vin niște oameni la Domnul Iisus și întreabă așa, învățătorule, este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta? Și Domnul spune, nu. Și ei iau poziții, cum nu? Că doar Moise a spus, dacă nu ne place, nu avem probleme, să-i scriem o carte de despărțire și să plece. Știți ce spune în versetul 8? Din pricina împietririi inimii voastre. Dar la început nu a fost așa. Primul domeniu în care am vrea să ne verificăm inima e domeniul familiei. Domeniul acela, cum e inima bărbatului față de nevastă? Cum e inima nevestei față de bărbat? Este o inimă iubitoare, sensibilă? Sau de ce așa care spunea eu, nici nu râzi, nici nu plângi, numai încruntat stai prin casă mereu. Cum e? Au venit unii și au spus, Doamne, eu vreau să las nevasta. Păi dacă tu ai în mintea ta să lași nevasta, tu crezi că inima e bună față de ea? Nu. Nu e bun. Când am vorbit de nașterea de copii, mi-am adus aminte de un prieten comun pe care l-am eu cu fratele Liviu. Când se pune problema numai câți copii trebuie să nasc, deja e o problemă. Când se pune problema, întrebarea, oare eu pot să îmi las nevasta? Deja e o problemă, să știți. Și îmi spunea fratele Nicu Mărgăian, un frate de la Alas, că era bătrânul Simionuc. Și făceam un studiu biblic și el îi pune la urmă o întrebare. Frate Simionuc, vreau să te întreb și eu ceva. Îi păcat sau nu-i păcat să ai televizor? Dar spunea Nicu, măi, eu n-aveam. Dar am spus, aud alții care aveau și bătrânul era foarte în vârstă, așa a început să dea din cap. Și spune, apoi, măi, Nicule, dacă îmi pui tu întrebarea asta, deja e bai cu tine. Deci, numai faptul că îți pui problema, eu pot să divorțez, deja e problemă cu tine, cu inima ta. Dar Biblia spune, Domnul Iisus, din pricina împietririi inimii voastre, dar la început, n-a fost așa. Și-i trimite la Adam și Eva. Dar eu nu te trimit acolo. Ești căsătorit. Eu te trimit la începutul lui căsătoriei tale. Cum a fost? Ți-aduce aminte cum te-ai căsătorit? La noi erau foarte severi frați. Băieții nu aveau voie să vorbească cu pietre. Soția mea a fost la o vecină, la o bătrână, a făcut curățări și a prins un noapte. Și sora asta, care e mai mare cu 10 ani ca mine, mi-a spus, măi, Dragoș, du-o pe zânica acasă. Eu eram necăsătorit, eram tânăr, predicam Evanghelia, eram foarte corect, așa, și cred că am mers 100 de metri și nu i-am spus nicio vorbă. Și după 100 de metri i-am spus, auzi, eu te duc acasă, dar nu vorbesc cu tine. Adică nu cumva ea să-și facă iluzii, că eu vorbesc cu ea. Și i-am spus, dar ce am spus să vorbești cu mine? Tu mă duc acasă, după timp. Măi, și-am dus, dar am vorbit. Am vorbit. Și când am venit înapoi acasă, o bucată de noapte m-am gândit la ce am întrebat, la ce mi-a răspuns ea, așa mi-a părut înțeleaptă, vorbă frumoasă. Iar i-am ieșit în cale și iar am vorbit și ne-am căsătorit. Cred că de 2-3 ani în urmă, după 20 ceva, cam 25 de ani de căsătorie, am venit la servici, așa mi-era de foame și un pic am mărut, dă-mi ceva să mănânc. Dar ea nu știu la ce s-au gândit în ziua aceea. Când i-a spus, dă-mi ceva să mănânc, i-a spus, dar ai spus că nu vorbești cu mine. Asta, măi, de 20 de ani, acum nu vorbesc cu mine. Și mie îmi place că la început, așa ai început și tu când ai căsătorit? Mie îmi place asta. Mă duc odată la o familie neodată. M-am luat la masă, aveam o 7-8 copii, sora, domne, desăvârșită, sare pe piept, mâncare gustoasă, copiii mai plângeau, mai trăgeau. Bărbatul să stă cu noi la masă, să purtăm un dialog. Și eu când am văzut că pare un pic amărât, așa, agitat, am spus, soră, vreau să-mi întreb ceva. Spune, frate, auzi, cum te-ai cunoscut cu el când v-ați căsătorit? Dom'le, așa s-a înseninat și spune, a, păi aici e poveste lungă. Nu, eu am timp să o spun, lasă mâncare, dom'le, n-am să mă îngrășesc la clar. Bine, frate, hai spuneți cum v-ați căsătorit. Și sora asta spune, păi mă arat și voiam să cânt o cântare și eu cântam la chitară, dar n-avem chitară. Și o prietenă i-a spus lui, du-și adu-i o chitară. El mi-a adus chitara și după ce am cântat două cântări, a spus la prietena mea, dă-i chitara, știi? Și eu zic, tu te dă, tu și mulțumești.
M-am dus, i-am dat chitară, i-am mulțumit și uite, zice, avem o copii acum. Dar deodată bucuroasă, deodată bucuroasă. E bine, eu te întreb, când tu nu mai râzi cu nevasta în casă, nu mai ai niciun sentiment, e numai rutină, 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 numai supărări, numai nervi, pensia ta e deoparte, ai deoparte, tu dormi într-o cameră, e într-o cameră, tu faci mâncarea ta, e mâncarea ei. Eu întreb, cum e inima ta? Nu cumva este insensibilă? Odată mi-a duc la un frate, un frate prezbiter, și odată stam la masă, și nu știu, spuneam de nevastă, dar fratele ăsta, e un frate bun, coleg cu mine, spune, aia nu trebuie să te iei după cap în femeie, știi? Așa, o remarcă între noi, răutăcioasă, bărbață. Dar el spune, ce-ai spus? Întreabă bărbață. Acum ai spun la fratele Dragoș cum ai fugit jumătate de târg după mine. Și eu spus, hai spune-mi, că-s curios. Și apoi eu uiți din el, așa cu rușine, știi, măi, eu mergeam prin George Enescu, prin Suceava, și din față a venit ea, nevasta, și cu o verișoară de mea. Dumnezeu, n-am văzut femeie așa frumoasă, așa fată frumoasă. Și așa m-am intimidat că n-am putut să-i spun nimica. Și el a plecat și după aceea, mă, ce ticălos a fost. Și mi-am făcut eu așa în minte câteva fraze și m-am uitat unde a luat-o el și am fugit pe după două blocuri și i-am ieșit înainte și ai spus, n-aude, iară ne întâlnim. Și apoi am cerut numărul de telefon și s-o căsătorit, sunt frate foarte bun. Și el spunea, ai fugit după mine jumătate de târg și acum aș nu te iei după capul meu. Ia spuneți voi când v-ați căsătorit, nu e așa că a fost frumos? Nu ne-am căsătorit că nu era treaba cu pământul, vremea lui Ceaușescu, fiecare cu serveta în mână mergea la... Și chiar ne-am căsătorit în dragoste. Acum, de ce aveți problemă în familie? De ce ești insensibil? De nevoile nevestii tale mai știi ceva? Ai întâlnit o întrebare, nu e la căsătorie. Și... Aici și eu vinovat, să știți. Când ai dat ultima dată flor la nevastă? Ultima dată, când ai dat flor? Da, e un păcat? Nu e un păcat. Hai să vă spun o întâmplare. Eu cred că am dat, iertați-mă, cred că de două ori. Nu-mi place. Dar e un gest frumos, fratele meu. Este un gest frumos ca să arăți la nevastă că merită o floare. Un prieten foarte bun de-al meu, păstor din Suceava, liber știe, îi spun și numele, îl cheamă Tudor Bulica. Poate o știți și dumneavoastră. Ajută pe un frate să-și iei permis de conducere. Un frate de la Cajvan, unde femeile muncesc mult și el nu le avea. Îl ajută, îți cunoștea, eu rog, permis de conducere și el îi spunea, băi frate Tudor, eu cu nevastă trăiesc prin, dar... Cât când două, de când m-am căsătorit, nu i-am spus niciodată te iubesc și nu i-am dat niciodată flori. Bine, au trecut. Eu dat permisul și spune vezi atitudine. Orice îmi cer eu fac acum. Am așa o datorie față de dumitare, orice îmi cer, eu fac. Ei, după ce eu m-am dat permisul, spune, am și eu rugăminte. Spune, frate, du-te în piață, cumpăr un buchet de flori, du la nevastă, spune te iubesc și dă-i flori. Și el spune, asta nu. Dar de ce mă doi la nevastă? Nu! Tu îți dai seama ce-mi cer? Măi, Tudor, tu îmi dai seama ce-mi cer? Măi, hai cu mine, îți suie mașină, duce Tudor, îi cumpără un buchet de flori și îți spune, hai la Cajvana. Îl duce el la Cajvana și ăsta pe drum negocia, spune, frate Tudor, uite cum fac. Mă duc și pun flori într-un borcan undeva și eu o să știi cât de la mine le are. Nu. Dacă nu-i dai florile, prima dată când ieși în oraș, că nu-i fără permis. Măi, nu. Și îmi spunea, frate, tot eu stau cu mâinile la spate și bărbatul ăsta, așa e că nu e chiar de evangelizare predica asta, așa? Și bărbatul se duce așa roșu ca focul și îi dă florile și îi spune, te iubesc, că ăsta a ascultat. Și îmi spunea, frate, Tudor, să vezi cum i-o dat florile. Dar îmi spunea, dar să vezi pe nevastă ce ochi au făcut când i-o dat florile. În petrirea inimii, în domeniul familiei, nu cumva inima petrită? Nu cumva ai devenit insensibil. Eu am un coleg de servici, azi m-am întâlnit cu el. Nevastă s-a murit la 34 de ani. Eu am fost în concediu și când m-am luat la lucru, am făcut școală împreună, am mâncat împreună, am dormit în patru, în aceeași cameră. Și când m-am dus, s-o repensit la mine și m-o strâns în brațe și așa plângea și a rămas singur pe lume, am doi băieți de crescut. Nevastă s-a murit în brațele mele la două noaptea. Măi, dor, la condoleanță, las-o, l-am mângâiat, o să treacă. Băi, știi ce-mi pare rău? Nevastă mi-era asistentă medicală.
Și de multe ori îmi spunea, dorul mă doare aici, dorul așa, și la niciun bărbat când vine acasă amărât, nu-i place ca nevasta să plângă. Că o doare, că nu poate, că nu știu ce. Și în două rânduri mi-a spus, băi nevasta, dacă ai fi o mașină, eu sunt mecanic, eu te-aș repara. Dar dacă ești om și lucrezi la spital, te rog, de azi înainte nu mai spui niciodată că te doare. Du-te, controlează, tratează, îți terminăm cu durutul. Și îmi spune, Dragoș, la ora 2 noaptea am chemat salvarea până a murit în brațele mele. Știi ce îmi pare rău? Că am certat-o atunci, pe dânsă o mai durut o bucată, dar nu mi-a mai spus niciodată, a spus dorul, n-am să-ți mai spun niciodată că mă doare. Cum e inima ta față de nevastă? Cum e inima unei soții față de soțul ei? Nu cumva în domeniul acesta al împietririi, al familiei inima împietrită? Cum e inima unui tată față de copii? Știi că la băietul tău i s-a terminat caietul de biologie? La el cea mai mare problemă e că s-a gătat caietul de biologie. Și spune, nu știi cum s-a atropit, că tu ești un zbir foarte sever, cu firmă tu în cap, cu mulți angajați, cu probleme și cu rate în bani. Și spune, tata mi s-a gătat, lasă-mă în pace cu caietul tău. Știi că odată de un băietul îmi durea capul, se ținea cu mâinile de cap și fugea urma lui tatăsul. Și-a spus, tata, mă doare capul, mă doare capul. Și tatăl îi spune, du-l la mamă sa, măi. Și l-o duc la mamă sa și până seara, scrie în Scripturi ce vorbesc eu, până seara, a murit băiatul ăsta. Știi că băiatul tău are probleme? Știi că pe fata ta de la liceu vine unul și vrea să iei cu mașina și vrea să-ți spui și nu se poate apropia de tine? Cum e inima ta? E sensibilă să apropii copilul tău de tine sau nu se apropie? Doresc ca în seara aceasta Dumnezeu să le dea binecuvântare. Amin? Știi tu de copiii tăi? Unde merg la școală, ce fac când vin, ce prieteni am? La noi se face religie în sat. Profesorul de religie atunci era fratele Sherman, președintele filială. Și ne spune odată, măi, uite, este în familia cu tare, este un băiet care îmi fuge de la ora de religie. Să-l lăsă pe el la religie, chiar eu. Frate Costică, merge și vorbim cu el. E un presbiter din adunare și ne ducem pe familia asta. Pacea Domnului, pacea Domnului, cântăm o cântare. Măi, frate, hai să spunem de ce am venit noi la matare. Matare l-ai pe băiatul ăsta și nu îi spun numele. În ce clasă el? Dar tatăl său, cu firmă, cu bani mulți. Băiatul meu, ăsta e în clasa 8-a. În clasa 8-a, da. Mai este un pic? Nu, am greșit. Băiatul e în clasa 6-a. Când spun că în clasa 6-a, trece băietul. Și el a avut discuția, spune, tată, eu sunt rășie, atât, atât. Nu era nici a 8-a, nu era nici a 6-a, el nu știe în ce clasă e băietul. Și tatăl său, spune, ia vină cu acela. Unde ce am auzit eu, mă, că tu fugi la ora de religie. Ia să spui tu acum de față cu frață, ce ai tu, mă, cu fratele Șervan de fugi la ora la el, mă? Ce ți-a făcut omul ăsta, mă, de fugi? Și îl ia tare. Dar băietul spune, dar ce, tată, eu n-am fugit, eu marți am fugit și de la matematică și de la română, eu n-am nimic cu Șervan. Și tați-o așa de îndulciți pe noi, auziți, mă, fugiți de la tăte, mă, n-ar veni cu frate, mă, n-ar veni cu om. A spus, hai acasă, gata, am luat, am plecat acasă. Printre altele, știi ce ne spun el? Bă, la carte nu e așa bun, dar la treabă știi ce spune, ce? Și, iertați-mă, mă iert, Dumnezeu, chiar patron și băiat, cu bani mult mai mult decât mine, pe care nu știa în ce clasă. Cum stai cu problemele față de familia ta? De copiii tăi, de nevasta ta, de bărbatul tău, nu cumva inima împietrită? Primul domeniu care se vede împietrirea sau despietrirea inimii, e domeniul familiei. Dumnezeu să ne dea niște inimi bune. Amin? Amin. Dacă cumva în seara asta ești vinovat, ți-am pus aparatul acesta la inimă și vezi că ai inima împietrită, repede tratament. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Amin. În Deuteronom 15:7 spune așa, dacă fratele tău, una din cetățile tale, a sărăcit lângă tine,